Grigore învăța. Despre el au rămas mai multe mărturii ale contemporanilor, cum este de exemplu cea a unui consul francez, Duclo, care spunea Prințul Grigore Sturza este spiritual, nu uită de învățătură și seamănă mult cu tatăl său, dar el se arată mai abil decât acesta. Bineînțeles că tânărul fiu de domn nu era preocupat doar de carte, ca orice beizadea din orice timpuri, era foarte sensibil la farmecele tinerelor domnițe și mare iubitor de tot ceea ce face dulceața vieții. Și avea succes, fiind un tânăr arătos, înalt, voinic, care se preocupa de aspectul său fizic, practicând mai multe sporturi.